din multe puncte de vedere, era deosebit, cu totul și cu totul deosebit, Florin Condorățeanu. Unul dintre motivele pentru care era o persoană specială, dragostea lui avizată, cultivată pentru limba română. Deci îi plăceau mult cuvintele limbii române, era un magician al cuvintelor limbii române. Și limba română fiind și ea pe moarte, după cum bine știți și remarcăm în fiecare zi, limba română e într-o comă. Atunci, cumva, am gândit să spun cuvinte. Să invit niște cuvinte. Acum, în seara asta în care a plecat dintre noi Florin Condurățeanu, niște cuvinte dintr-o limbă română clar dispărută. Dispărută. Dintr-o limbă română dispărută și dintr-un spirit țărănesc autentic. Greu mai găsești ceva autentic. Foarte greu mai găsești ceva autentic în lumea în care încă supraviețuiesc. Uite, asta m-am tot gândit așa, după ce am trecut de șoc și am trecut de emoția inițială, m-am gândit și egoist. Zic, la cum îl cunosc pe Florin Condurățeanu, cred că e bine acolo unde e el. N-avea unde să ajungă, decât undeva foarte bine, pentru că a fost un om extraordinar. Și m-am gândit, zic, la cum îl cunosc, clar pun o vorbă bună. Zic, am eu niște prieteni, când o fi să fie, să vin aici. Știi? Da, spuneam deci că o să invit în această seară cuvintele limbii române, dintr-o limbă română clar dispărută, cuprinse, folosite de un spirit țărănesc autentic. Și în această seară am decis că va muri și Pătru cel Scurt. Pătru cel Scurt este un personaj dintr-un roman, unul dintre marile romane ale literaturii române, în opinia mea și nu numai a mea, dar acum vorbesc strict în nume personal, Niște țărani, a fost scris de Dinu Săraru în 1974. Și este dedicat lui Adrian Păunescu. Florin Condurățeanu l-a divinizat pe Adrian Păunescu. Deci am... Bun, Flacăra, a fost la Flacăra, am o întreagă istorie în... Ok, și... Așa că în această seară o să vă citesc cum moare Pătru cel Scurt. Deci în această seară va muri și Pătru cel Scurt și e un personaj. Imediat vă spun foarte pe scurt despre ce e vorba, că nici nu e foarte important, de fapt, să vă spun eu acum multe detalii. Și cumva voi muri și eu puțin în această seară. Cartea este despre colectivizare. A venit regimul comunist în România, s-a dus la sate, țăranii trebuiau să dea pământul și animalele la colectivă. Clar, n-aveai ce să faci. Au existat și opoziții și, mă rog, na, până la urmă a venit tăvălugul și a ras, tăvălugul comunist și a ras. În primul rând a ucis în, nu numai la proprii oameni la vremea respectivă, a ucis spiritul, până la urmă, țăranului român. Sau cel puțin l-a mutilat. Țăranul român a fost mutilat, sufletește, când i s-a întâmplat colectivizarea. Repet, romanul Niște țărani, una dintre marile opere, în opinia mea, ale literaturii române, a fost și dramatizat, adică s-a făcut piesă de teatru, după, în opinia mea, cea mai bună piesă de teatru pe care am văzut-o în această viață, eu văzând mult teatru. Foarte mult teatru, tot în această viață. Începem. Ca să nu pierdem timpul, începem. Pătru cel Scurt era un țăran în satul Cornul Caprei, nașul lui Năiță Lucian. Sunt multe personaje fabuloase în carte. Fabuloase de ce? Pentru că sunt autentice și foarte vii, foarte puternice și fiecare foarte bine individualizate. Pătru cel Scurt și cu Năiță Lucian fuseseră și la război. Fuseseră la război, luptaseră în război, vorba lui Pătru cel Scurt, o să vedeți, peste tot. Unde ați luptat? Unde ai luptat? Peste tot. Peste tot luptase. Și reușise să se întoarcă acasă. E, de fapt, sigur că Pătru cel Scurt moare de inimărea. Moare de inimărea pentru că urma să-i fie luat ce avea el acolo și e prea mare coincidența să fi făcut doar o gripă, știți? Sau, nu, Pătru cel Scurt moare de inimărea, în opinia mea. Și începem să citim. Va fi o călătorie foarte puternică. Pentru mine, clar. Adică
foarte puternice cuvintele, foarte puternice personajele, autentic spiritul. Iar Florin Condurățeanu, care a iubit atât de mult limba română, a cultivat-o, a promovat-o, a resuscitat-o. Cred că merită acest priveghi al limbii române pentru el. Cartea Niște Țărani începe așa. Cine are puști, cine are pistoale, cine are arme, le predă până mâine dimineață. Ploua mărunt, pisălog, o țărăitură infernală și era frig, un frig igrasios cu miros de mucegăială. Cerul era vânăt și cețos, bătea un vânt subțire, usturător, care te plesnea cu ploaia măruntă peste obraz, niște ciori se acioaseră într-un salcâm desfrunzit și lepros și cârâiau zgribulite în răstimpuri, întrerupând ordinele date alternativ de cei doi ofițeri de securitate înfipți în cizme pe scările de piatră ale primăriei. Veniseră gentarii, comuniștii cu securiștii, în primul rând l-au luat armele țăranilor. De ce? Ca să fie sigur că nu va exista o opoziție. De asta. Atunci l-au luat toate armele. Eu acum, pentru că nu o să avem timp și e foarte important, e un drum inițiatic pe care vi-l propun, să moară Pătru. Nașule! Se strecură până în somnul lui Năiță un glas sugrumat și el tresări și ascultând, bineînțeles, că e glasul muierii lui Pătru cel Scurt. Hai iute, nașule, că moare Pătru și eu nu mai am ce-i face și el numai pe dumneatate strigă. Cum moare? Îngheță Năiță Lucian cu întrebarea pe buză. Cum moare? Ce are? Când intrară în casa lui Pătru, acesta zăcea într-un somn greu și pe fruntea lui musteau sute de broboane fierbinți care se spărgeau și curgeau pe fața lui ca o apă. Pătrule, îl mișcă cu grijă de umăr Năiță Lucian. Ce e cu tine, mă, băiatule? Ce ai tu? Pătru deschise ochii pierdut, parcă nu s-ar fi putut desface din somn și se uită mut la Năiță Lucian, dar nu-l cunoscu. Pătrule, îl zmuce acesta mai tare și speriat. Pătrule, tu nu auzi? Nu mă vezi tu pe mine, Năiță? Femeia se prăbuși într-un hohot de plâns la picioarele patului peste marginea de lemn a acestuia, lovindu-se de dunga ascuțită a tăbliei. Pătru ținea ochii deschiși. Răsufla greu, fruntea lui era scăldată de nădușeală. Pe mâinile care scăpaseră afară din pătură, nădușeala se scurgea, udând așternutul de in. Iar el se uita țintă la Năiță și tot nu-l cunoștea. Năiță luă un peșchir de pe tăblia patului și îi șterse fruntea și atunci băgă de seamă cum frige acesta și cum frige și răsuflarea înnecată a lui Pătru cel Scurt. Apă! Se auzi grasul lui Pătru, ca și când ar fi venit de undeva de departe. Acum zâmbea. Se uita la Năiță Lucian, ochii lui parcă l-ar fi cunoscut acum, dar nu era sigur. Căci el nu zicea nimic, numai se uita. Și când se mai potola răsuflarea aceea grea și înnecată, pe buzele lui arse ca varul, înflorea un zâmbet ca de copil. Ce ați făcut voi fin? Întrebă Năiță, nedumerit, văzând că Pătru închide iar ochii și se topește iar în somnul acela adânc ca o apă în care s-ar fi înnecat. Totuși, cine scrie așa ceva? Se topește iar în somnul acela adânc ca o apă în care s-ar fi înnecat. Bun. Femeia se smulse de la picioarele patului și își ridică fața spre Năiță vrând să răspundă. Era o față neagră, umflată de plâns, parcă ar fi fost poită de cineva cu funingine. Buzele negre și ele și tivite scurt altădată, acum se umflaseră și ele și se albiseră. Părul îi ieșise de sub baticul negru strâns sub bărbie și îi se lipise în șuvițe pe obraz din cauza lacrimilor. Îi aduse lui Năiță un scaun și îl așeză lângă pat în apropierea lui Pătru, care din când în când tresărea și era scuturat de un tremur și dădea să se înnece. Aproape de seară, cu o zi înainte, cum stăteau ei în casă, fiindcă Pătru se simțea rău și avusese toată ziua fierbințel și simțea cum se topește ceva în el, o moleșeală îl făcea să nu se poată mișca de la sobă la pat, către seară, când Pătru pricepu că a dat peste o boală zdravănă și vrut să o trimită pe femeie după Năiță. Veni și la ei comisia cu Ciclop înainte, care le arăta drumul, pe urmă plecă. Nu vă mai povestesc cine era Ciclop. Venea comisia de la colectivizare. Cinci erau. Și toți cinci intrară în casă și între ei băiatul acela despre care le povestise Dumitru lui Dincă și despre care el nu și-amintea de unde îl cunoaște. Mai era și acel țăran, cum bănui Pătru, cu căciulă brumărie, o căciulă frumoasă, înaltă și pusă pe o sprânceană, se uita la ei și nu prea vorbea. Se așezară pe pat și pe scaune fără să se dezbrace, iar Pătru se trăsese lângă sobă. Se rezemase de ea în picioare, căci îl lua mereu cu frig când îl lăsau amețeala și căldurile. Femeia venise și ea lângă el și se lipise de el cum nu mai făcuse niciodată până atunci. Era mai înaltă ca el și își lăsase capul ușor înspre el, atingându-i cu bărbia obrazul neras. Părul dogorea.
dar ea a crezut că e din cauza sobei care și ea dogorea și făcea aerul din cămăruță înăbușitor. Într-un timp, cei din comisie începură să se deschie la nasturii hainelor și să-și scoată căciulile, afară de cel cu căciula Burmărie, care se așezase pe un scaun mai înspre fereastră și stătea cu căciula în cap și închiotorat la toți nasturii. Se uita prin cămăruța lui Pătru și se bănuia din privire lui că se uită cu anumită milă față de sărăcia curată a acelei case. Da, începuse unul dintre membrii comisiei aici. Nu cred că e cazul să discutăm mult, nu-i așa, tovarășe? Aici, cum s-ar spune, suntem ai noștri, fiindcă toți am început de jos și a venit momentul să intrăm în rândul lumii. Dar lui Pătru nu-i plăcu introducerea aceasta, din care se înțelegea că el nu prea e în rândul lumii. Adică este mai amărât. Nu-i convenea să se gândească la cuvântul sărac, ceea ce însemna că tot ce văzuseră membrii comisiei la el în curte și la el în casă, tot începutul lui de gospodărie nu arăta cine știe ce. Și deci îl considerau sărac și nevoiaș, nu aveau mult de discutat cu el, nu era cazul să se tocmească cu el, cu el terminau repede și nu-i conveni. Nu răspunse însă nimic. Și când început să vorbească și băiatul acela pe care Dumitru lui Dincă zicea că nu și-l amintește, el îl și văzu îmbrăcat militar, cotrobăind cu băiatul Tudorei prin casa lui Năiță Lucian, când îl luaseră pe acesta cu gazul la raion. Acum era civil. Îl luaseră cu gazul la raion. Securitate. Bun. Acum era civil, însă tot bățos. Și pe el hainele stăteau cum trebuie, ca pe noroșan. Numai mâinile se vedea că sunt de țăran. Erau pe ele însemne de crăpături de muncă la câmp și la sapă, care se închiseseră greu și l-arătau cine era, ca și degetele boante și scurte cu unghiile retezate râu din copilărie, cu un fel de costură, cum i se retezaseră și lui Pătru. Dumneata, tovarășe, începu acesta, ar trebui să ne înțelegi cel mai ușor, fiindcă dumneata, numai în felul acesta, vei putea să te ridici și să dai înainte. Ia gândește-te, dumneata, cum ar fi să vă strângeți toți dimineața și să vă apucați de treabă organizat, să ridicați comuna asta la lumină. Pătru însă nu mai avea puterea să-l asculte. Îl enerva glasul lui sec și militaros și cum deschidea gura, cum auzea comanda lui pe scările primăriei. Cine are puști și pistoale și... Așa a început cartea, că v-am spus mai devreme. Ce realizat dumneata până acum? Întrebă grăbit cineva din comisie, un bărbat mai în vârstă, cu o haină lungă de piele pe el care îl făcea gros, dar el de fapt era slab și sfrijit, ca și gâtul lui lung, în jurul căruia înfășurase un fular maroniu. Ce realizat dumneata până acum de unul singur, fiindcă văd că te-ai străduit și se cunoaște că ești ambițios? Lui Pătru-i plăcu constatarea din urmă acestuia, faptul că el recunoaște că se vedea ceva de pe urma muncii lui. Chiar dacă nu era ce visase el, dar se împlinise ceva. Cât pământ ai? Se interesă și cel care îl făcuse amărât și sărac. Nu prea avem noi pământ, se trezi vorbind muiera lui Pătru, că cel înțepenise lângă sobă și tăcea. Îl luau valuri de fierbințel și câteodată simțea cum amețeala e gata să-l prăbușească și se clătina pe picioare și atunci el se lipea și mai tare de sobă ca să se rezeme de ea. Cel cu căciula Brumărie tăcea mereu. Foarte important. Și își pironise ochii pe o fotografie decolorată care l-arăta pe Pătru cel scurt militar, lângă o fel de biserică, dar fără cruce. Ținea o mână lipită de vipușca pantalonilor, iar alta agățată cu un deget de cingătoarea de piele deasupra baionetei. Unde ai făcut dumneata războiul? Întreabă într-un târziu omul cu căciula Brumărie, arătând cu capul spre poza de deasupra patului unde o pusese muierea lui Pătru. Peste tot, răspunse Pătru, cu anume bucurie în glas, căci această întrebare îl punea și pe el în rândul lumii. Și în orice caz, deasupra celorlalți membri ai comisiei, care păreau mai tineri ca el, și astfel nu putuseră să facă războiul, sau nu putuseră să-l facă tot, ca el, ci numai jumătate. Peste tot. Fiindcă noi am fost de la început și cum am avut eu norocul să fiu luat la infanterie, l-am făcut tot și pe jos, prin zăpadă, prin ploaie, prin zloată, prin secetă, cum s-a putut. N-am lipsit nicio zi. Odată, în partea întâia, am venit pe jos 3 săptămâni, numai pe jos. Însă nu mai putut să continue cu bucuria cu care începuse, căci simți cum îl taie o durere sub țâța stângă și cum îl trece apa dintr-o dată șuvoi și se clătină pe picioare, dar se ținu bine să nu se vadă. Și dincolo, întrebă omul cu căciula Brumărie, căci el înțelesese de unde venise Pătru cel scurt.